Bună regăsire, prieteni, de aici de la Tenis Club Curtea de Argeș. Suntem alături de Bogdan Ionuț Apostol, cel care a reușit în urmă cu foarte puține minute să-l elimine din optimile de finală de aici de la Vitality Open Tour pe favoritul numărul 1, bulgarul Alexander Lazov, în urma unei evoluții foarte solide. Ai survolat, Bogdan, felicitări în primul rând. Da, mulțumesc frumos. Ai survolat niște momente totuși foarte delicate pe parcursul meciului, în special pe finalul primului set la acel... Ai avut 3 mici de break pe serviciul lui Lazov. Spune-ne puțin cum ai trăit acele momente decisive până la urmă. Da, a fost la 4-4, am avut 3 mici de break, care am greșit pe toate 3 destul de ușor, dar din fericire nu a gestionat foarte bine game-ul următor și am reușit să rămân în meci. S-a văzut că astăzi nu a fost chiar într-o formă așa bună, probabil și din cauza căldurii, e foarte cald, sunt condiții foarte dificile de joc. Până la urmă, amândoi ați jucat în condiții dificile și faptul că tu ai gestionat bine, faptul că el nu a gestionat bine, a dus la câștigarea acestui meci. Ce strategie ai avut sau a fost nevoie să o schimb văzând că el are o slăbiciune, în special pe backhand? Știam că dă cu backhand-ul foarte plat și am încercat să-i înalț cât de mult mingea acolo pe backhand, ca după aia să încerc să intru în partea cealaltă, pe forehand. Cu forehand-ul, într-adevăr, Bogdan Ionuț Apostol a realizat foarte multe puncte, așa cum spune. În continuare, știu că nu-i cunoști nici pe austriacul Stasberger, nici pe Viar. Ce ne poți spune despre tablou, în general? Ce așteptări ai în continuare? Da, nu-i cunosc pe cei doi. Mă voi duce acum să studiez meciul. Și în continuare vreau să fac un turneu cât mai bun, să încerc să joc cât mai bine. Am venit din calificări, sunt multe meciuri și la București, la turneul trecut, au fost iarăși foarte multe meciuri. S-a adunat oboseală, dar încerc să fac un joc cât mai bun și să vă cezi. Îi urăm succes în sferturile de finală lui Bogdan și lăsăm acum să-și spioneze viitorul adversar și să-și revină din punct de vedere fizic. A fost o căldură insuportabilă, după cum știți aici. Mult succes în continuare, Bogdan. Vă mulțumesc mult. Azi, thank you.